Bărbatul venea cu o bicicletă de pe o stradă laterală, iar în momentul în care a ajuns în intersecția cu strada General Dragalina, a virat la stânga fără să acorde prioritate unei autospeciale. Biciclistul a fost lovit în plin, iar apoi purtat aproape 50 de metri pe parbriz de mașina aflată în frânare, după care a fost aruncat pe carosabil. În urma impactului, bărbatul s-a lovit la cap și a început să sângereze puternic, pierzându-și pentru câteva minute cunoștința. Și eu am permis, dar nu să merge cu viteza asta aici. Nu vedeți, uitați unde l-a pus. Ce înseamnă asta? Ce viteză a avut el? La 50 la oră nici nu avea voie să ridice pe parbriz. Să-l atingă cu parbrizul măcar, la 50 la oră. Bărbatul a primit inițial îngrijiri medicale de urgență la Spitalul Municipal Câmpul Lung, după care a fost transferat la Spitalul Județean, iar de aici ieri la București pentru investigații amănunțite și o eventuală intervenție chirurgicală.